Levitic 3. Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, când îi va aduce din ciradă, fie parte bărbătească, fie parte femească, să o aducă fără cusur înaintea Domnului. Să pună mâna pe capul dobitocului, să-l junghe la ușa cortului întâlnirii și preoții, fiii lui Aaron, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire se aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie. Cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și prapurul de pe ficat pe care îl va dezlipi de lângă rărunchi. Fiii lui Aaron să le arde pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul pe care îl aduce ca jertfă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femească, s-o aducă fără cusur. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul dobitocului și să-l junghe înaintea cortului întâlnirii, fiul lui Aaron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire se aduc o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului și anume grăsimea, coada întreagă pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie. Cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse și prapurul ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rărunchi. Preotul să le arde pe altar. Aceasta este mâncarea unui jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă darul lui va fi o capră, s-o aducă Domnului, să-și pună mâna pe capul vitei și s-o junghe înaintea cortului întâlnirii și fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi din ea să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele. Cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse și prapurul ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rărunchi. Preotul să le arde pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veți locui, cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge.